pentru tenis. Și cine e soția fiului tău? E o fată de-a lui Liviu. A lui Liviu? Da, da, da. A lui Liviu. Da? Băiatul tău lucrează? Lucrează pe la particular, domnul. Ce găsește? Ce găsești de lucru? Tencuială, cutare, încoșe încolo. Și din ce trăiți atunci? Apoi, eu vă spun cinstit. Nici pensie încă n-am. Știu. Apoi, mai mă duc cu muzica încoșe încolo, de cu aia, altfel. Ai adus de el, mai face mult. Mă ținem o găină, un pic de porc. Asta e viața. Soție n-ai? Nu. Acum la vârsta asta, domnul Lotiu, 16 ani, nu mai merge. Da, e încolo. Nu mai fac de lucru cu... Cum e? Mă, păi... Ai văzut dumneavoastră, decât voi de dumne, vine voi de unul. De ce? Păi așa e viața asta. Acum e grea viața, vezi dumneavoastră, tot e scump pe tăci cu tare, bani nu sunt cu tare. Dar totuși o femeie... A, păi femeie, dar păi aia trebuie să o întreții, trebuie haine, trebuie cu tare și tu n-ai bani. Și, și apoi una mai bătrân ce fac cu ea? Să o îngrob eu, tăi eu? Nu, și apoi bani nu sunt, ce să fac cu ei? Să mă rog să o îngrob pe oareșină. Da. Asta e. Și atunci? Cine face ordine în casă? Păi fata. Cine spală? Da, spală, rufele, curățenie, mâncare. Ce să fac? Un timp asta așa cu bătrâna. Cu mama. Păi, o muri. După aia, o vine băiatul ăsta pe acolo, mă zic, hai, acolo, lângă mine. Am frâie, el e despărțit de muiere și altă. O altă muiere. Păi, am zic, hai, acolo, mă, ce să... Asta muiere, asta e foarte tinerică. E tânără, da. Nu-i problemă. Nu, păi, am a fost probleme, dar s-au terminat cu problemele. Nu, mă înțeles dumneavoastră, adică au fost. Poți, niște treburi, nu, că... Știi dumneavoastră că minoră și trebuie și se costează. Câți ani are? Ea, acum, dacă are 15, nu știu. 15? Nu, păi, trebuie să o cozel, nu, au fost pe la... Tribunal și tribunalul, până la urmă, a decis că cu suspendare. Suspendare de amendă sau? Suspendare de arest. Pătind de 2 ani. 2 ani cu suspendare, da. De aia. Cam așa cu viața, domnule. Domnul nu zice ce să faci. Iubirea mea e mai bună ca orice. Pe lume, nu? Da, așa este. Hai. Fără iubire, muzica și iubire. Ei, așa e o dragoste, domnul. Dacă n-ai iubit-o, n-ai putea să mergi cu ea. Ce să faci? Toată viața ai făcut. Toată viața de mic copil. We'll be right back.
dăm ciopol. Care a fost primul tău instrument? A făcut cineva sau a fost de fabrică? De fabrică a fost el atunci, dar era micuț, așa, niște viori. Puneam la vioră, puneam curs de astea. Braz. Și de braz, făceam ghirmațe de oaie, le suceam, da? Tăia oamenii oi. Și apoi noi mereu și le luăm mațele, le rădeam, le suceam după, dădeam cu usturoi pe ei. Uh-huh. Și apoi usturoi. Usturoi. Ca să prinde mai bine, știți, dacă le suceam. Da. Și așa mai horjam pe ele. Bine, n-avea ele hangar atunci, știți dumneavoastră, hangar de aia de... Acum altă treabă cu curs de astea, ia lui Malumini. De când? Apă de mult, domnule. Ia, uite, am vârsta de 12-13 ani când m-am dus cu taică mea. Bine, mă duceam lângă alții, că nu putem să cânt eu. Da, mă duceam mereu cu ei. Hai cu noi. Că și mie îmi place să mă duc. Când vedeam că nu mă duce, fugeam până în pădure, după ei, pe unde mereu. Cine locuia aici? Aici, Corci. Corci, tot muzicant. Pe aici toți muzicanți sunt, nu? Da. Bela a fost aici, da. A locuit aici. Da. Aici Imre Bătrânu. Emeric. Da. Dincolo Codoba Igna, tata. Dincolo Ița mai în jos, Codoba, da. Și cu Gordona. Carol. Carol, da. Carol Ibaci. Da. Ne-am cazul și atunci, domnul. Acum tu ești cel mai bătrân aici. Puchi. E mai bătrân ca tine? Din 41, eu din 43 născut. Dar tu nu ești așa de bătrân, Ștefan. E 62, nu. Merge. Nu, bine. Așa nu am nicio problemă, nu obosesc. Și care-i treaba? Băutura mea așa, cu lecatăcea. Îmi place și băutura, știi? Îți place băutura. Mai ales berea și cu tare, nu, ce să facem, domnul Roți? O câteodată și din acasă, câteodată și așa. Când sunt bani, când nu sunt bani, păi... N-ai ce. N-ai ce face. N-ai ce bea. N-ai ce bea. Cine-ți bei tu? Îți dau eu că ce-o bea, pe aia numai ce-i zis, să-i arăt și să-i zis. Hai, intri tu, da. Aici nu încăpem amândoi. Da. Cine ți-a făcut poarta? O muri și ăla. O muri de zi. Mâna trebuie să fie foarte moale, nu țapână, slabă, nu? Foarte, foarte, foarte ușoară. Acum ea se uită la mine, că pe unde mă duc cu gegecile? Păi pe acolo nimerește și el, câteodată nu. După ce învață melodia, sigur că atunci se deșteaptă și mere și ea cu tonurile după mine.
Stai bine, bun. Da. Ursus de la Cluj. Tu de când îl cunoști pe bătrân? Eu pe Ștefan îl cunosc din 87. Că atunci a venit din Brașov, el era un timp în Brașov, vreo 20 de ani sau nu mai țin minte. Da. Câte ani fost acolo? 20 de ani. Și când a venit prima dată, eu aveam vreo 10 ani. Când a venit din Brașov, de s-a stabilit aici. Și atunci, de atunci l-am cunoscut. Deci auzeam numele lui, dar nu l-am cunoscut. Deci taică mi-a povestit și Belo și... Sunteți rude? Da. Păi bunicul meu a fost cu taică-sul frate. Tot muzicanți? Muzicanți. Da. Eu de Ignații, sigur. Și? Ai cântat cu el atunci sau cum? Păi de atunci am început, am cântat împreună. Și bună viața de muzicant. E bună pentru un fel, dar... A fost bună. A fost bună, da. În timpurile alea, da. O timpuri bune, domnul. Și era mai bine. Și cum a fost cu gagicile? Atunci era restul și de ele pe aici, se pune polul și de la gol. Domnul, ce tot ce strecători. A avut gagici, mă, nu umblau un vai dacă mă răș mi-a povestit taică meu că aveau gagici fiecare. Atunci nu se făcea diferență. Nici acum nu se face diferență între un muzicant și o fată care place muzicanții, deci și acum îi plac foarte mult. Nu contează sunt dacă e țigan sau... Nu contează că dacă e țigan. Un pic părinții ei. Bine, părinții, dar bine, dacă să mergi cu o femeie într-o seară, într-o seară, o mergi. Nu. Cum mergea? Cântați și vă uitați care-i mai... Care da, mai făceam cu ochiul în timp ce cântam, mai făceam cu ochiul la fata. Care mai juca mai dansam frumos. Cu ea. Nu, mai da, de obicei, muzicanții știu să și danseze. Ia, nu există să nu fie unul scurt. Să joace, sigur. Tu cum ți-ai găsit în asta, așa? Păi, prin jucat. Jucai la coră, la... Nu. Câți ani a avut el asta? Păi, când... Atunci când am luat-o în Brașov, așa era tânără față de mine, cu 45 ani. Era frumoasă, dar păi... Nu v-am spus că murit, cu... Fost băgabond pe bumul, dar păi v-am lăsat. Ai lăsat? Păi, dar ce era să mai fac? Am iertat-o de 10 ori, de 20 ori, până când... Într-o zi mi-am luat straița pe spate și hainele și taie de acolo. Și rămâi acolo. A fost probleme? A, probleme. Vagabond? Vagabond. Ce făcut? I-am luat după oameni. După? Bultura, cafelele, îmi plăce oamenii, nu cont dacă e bătrân, că tânăr. Bărbații. S-a dus după bărbații. Păi... Și l-ai lăsat în Brașov? Păi ce era să l-ai lăsat? Și te-ai mutat aici? Nu. Și? Aici, nu, aici era altă zonă, altă socotele. Și? Muiere? Muiere era destul de pe aici, pune-i pur. Nu era, că nu găsești. Da, o stat, o fost. După ce a venit din Brașov, a avut o femeie mai tânără, cu mulți ani. Veta. Era, și... Ai stat cu Veta? Cât timp ai stat? Am stat destul de pe șaia tânere și bine, că nu era normal în cea. Tu și de vreo 10 ani? Nu era, era faină, al dracului, de ani mi-a plăcut. Cât ani avea Veta? Eu, Veta, am 17-18 ani. Da, eu, nu. Atunci, și tu, 40? Aia, așa cum zici. Da. Și a stat aici? A stat aici, dar nu stătea mult, că era așa, nu era normală la cap. Două săptămâni, trei săptămâni, mă zicea că mere până la alimentară și nu mă mai găsăm. Iară mere. Și se ducea la alimentare și stătea acolo două săptămâni sau ce? Nu, mergea acolo cu hovoreț, cu alții, pe alt, cu alții. Ai aruncat-o sau ce? Da, s-o duce, fără să o arunge. Nu, nu, nu am zis că mi-e împlășea, eu nu puteam să se duce. Mă gândesc zicea că să stai. Păi, nu, bineînțeles, domnul Roț. Așa a fost direcția. Căsnicia se face repede. O, dar nu, nu, asta nu da, de obicei aici mare se fetele să iau la 13 ani, să mărită. De obicei. Se mărită? Se mărită, deci, deci nu legal așa, deci căsătorie. Deci să iau împreună, trăiesc 30 de ani, în concubinaj. Da, păi... Deci nu fac și neapărat de, căsătorie. Dumneata, cum e problema la țigan? A, nu contează, că ai, n-ai... Hai să ne căsătorim. Mă rog, bună, păi... Ce-o fi de mâine încolo în vedere, nu? E mai bine așa, ca să iei. Dar tu nu așa ai făcut. Eu nu. Eu la 22 de ani m-am căsătorit. Deci eu legal, în 2000. Am avut nunta, deci eu am avut prieteni înainte. Gagici. Bine, dar eu la 22 de ani m-am căsătorit legal. Deci, fiind, am stat la oraș. Deci, am stat la Cluj și, nu, acolo mi-am găsit nevasta, la Cluj și
ne-am luat împreună, am făcut nunta, am stat 6 luni în concubinaj și după 6 luni am făcut nunta. Deci am făcut nunta, a fost legal. Soția ta e tot țigancă? Da, e țigancă, sigur, din Cluj. Care e viitorul? Păi viitorul, eu, așa după capul meu, nu pot să fii mai bun. Mai bun nu există. Ce va fi? Ce va fi? Eu zic că dă spre rele bunele. Să scumpesc toate treburile, bani nu sunt. Are care are, care n-are, suflă la Dumnezeu. Nu. Și unde e nepoata ta? Nimeni. Doarme. Liza. Doarme? Adu-o un pic în gol. Unde e? La bunicu. Hai încă tu. Asta e soția lui fiu. Soția lui fiu. A lui fiu, da. Salut. Stai cu tu. Stai puțin, Miza. Câți ani aveți acum? 15. Deci e nepoata. E nepoata, da. Cum se cheamă? Eliza. Eliza. Elindo. E lindo. Noroc că e femeie, că da. Nu trebuie să fie muzicant. Da, da. Reformat. Aici e cimitirul reformat, aici sunt îngropați muzicanții din Palatka. Cele două dinastii sunt Macingo și Codoba. Aici este îngropat taică-meu, Codoba Martin. Era un muzicant foarte mare. Cine cânta la vioară? Bunicul meu, Codoba Loiuș, cânta la vioară. Deci Bela și taică-meu morți erau la braci și Ludovic, era fratele mai mare a lor, era la contrabas. Și cum a murit taică-tău? Deci eram într-o tabără în Răscruciu. L-a cântat? L-a cântat la o tabără și am, după ce am cântat la 12 noaptea, după ce am terminat de cântat în Tanzas, am mers la dormitor și a ieșit la o țigară și a căzut pe scări. Dincolo aici văd că sunt numai muzicanți. Da, numai muzicanți. Aici este mormântat Belo și el a murit tot în, a murit în Ungaria, tot l-a cântat. Aici e un frate de-a lui taică-meu, Codoba Ignaț, Nații, și el era un muzicant foarte bun. E, din Moș așa era, că venim cu instrumentele și cântăm la fiecare mormânt. Și de obicei noi cântăm la fiecare mormânt în parte. Deci... Da. Și vă plătește sau cum? Nu, asta e numai... Asta e... Cinstea. Nu, cinstea, da, asta e cinstea. De ziua morții așa e, se obișnuiește că cântăm la fiecare mormânt. Da, cu contrabas, toată banda. Deci noi suntem 5 persoane, deci noi cu mormântul lui Eregnații. Lui ei vorbeau încă maghia, ungurește, da. Și acum, acum în regimul ăsta, care sunt ortodoxi, ei vorbesc și ungurește, știu... și românește, și țigănește. Și tu? Eu înțeleg și ungurește, vorbesc și puțin. Și țigănește? Da. Și țigănește, știu. Și vorbești? Da, puțin. Așa am învățat la cântat. În timpul cântatului, când mergeam de mic cu ei, trebuia că să mergeam la român, la nunți, și nu, trebuia să vorbim altă limbă sau da, da. În chestii de muzică. Părând, am venit părând, mere. N-ai ce face. Asta e viața. Uite, trebuie să mergem pe... Așa a fost din moș strămoș. Să mergem să cântăm la mort, la fiecare, la cezușe, la mormente. Vezi că acum câțiva ani, cu vreo 2-3 ani, cântam împreună cu tata. Veneam aici și cântam cu tata, cu Bela. Uite că Dumnezeu i-a luat acum, mai repede, și am rămas noi. Peste câțiva ani o să venim, Doamne fii. La mine, la tine, nu știu la care. Și am venit părând, părând mergem. Fiecare. Yeah.
De la bătrâni. Frații, dă-ne treabă. Iarăși trebuie rășinău. Ce? Nu faci că de la lucru, mă, eu nu știu. Thank you.